Conaționalii noștri din orașul norvegian Bergen s-au rugat astăzi la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în Biserica Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curta de Arge, Tatiana de la Craiova și Suniva de la Selie și Bergen. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a vorbit credincioșilor despre cât de important este ca numele copiilor să fie inspirate din cele ale sfinților, oferindu-le astfel exemple din volumul pe care l-a dăruit tuturor în ziua Bobotezei. Este vorba de familia Tiron și pomenind de copiii care primesc numele Sfinților în carte, m-am referit și la ei și am spus așa, nu parafrazez, vreau să vă citesc acest pasaj din carte ca să vă îndemn și la lectură. Așa s-a întâmplat cu tânăra familie Tiron de la poarta fiordurilor din Bergen. Crina Elena a rămas însărcinată, iar în clipa în care au aflat la ecograf că este băiețel, tatăl Adrian l-a și numit Matei și erau hotărâți să păstreze acest prenume unii. Fiind un fi duhovnicești, i-am provocat. Dacă micuțul se va naște la o mare prăzunuire, cum veți proceda? Așa a și fost. Copilul s-a născut în dimineața prasnicului botezului Domnului pe 6 ianuarie 2011. M-au sunat, au ales numele compus Ioan Matei. Iată, și apostolii au avut nume compus, Simon Petru, Ioan Marcu și așa mai departe. Până la urmă au ales numele compus Ioan Matei, așa cum am moștenit anumite temperamente de la părinți Așa cum am învățat ce sunt credința și dragostea pentru aproapele și pentru țară, de la bunici, tot așa suntem legați și de familia noastră spirituală. Sfinții nu ne oferă doar exemple de credință, ci se și roagă pentru noi și ne încurajează în călătoria noastră spre mântuire. Mâine, ierarhul va reveni la Stockholm, unde, în parohia românească Sfânta Treime, va săvârși Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Botez.